Masa de Crăciun la Bogata este una bogată. Sârmăluțe, caltaboși, cârnați, jumeri, de toate, de porc și nu numai. Și toate au rețete speciale, iar Snoop Dogg este așteptat aici, cu brațele deschise și masa întinsă. Aici avem carne de porc amestecată cu vită, ceapă, orez. Ceapa am călit-o în puțină untură, am pus orez și gata carnea pentru sarmale. De specialitate aici în zonă, sarmalele cu carne de vită, da, și de porc? Da, da. De ce e cu carne și cu carne de vită și de porc? Păi e mai bună, e mai gustoasă. E mai gustoasă dacă îi punem un pic de carne de vită, e mai gustoasă. După ce ați amestecat carnea? După ce am amestecat carnea, le așezăm într-un vasul ăla de ienă, de pământ, și le punem în aragaz la foc. Cât trebuie să fie? Cam o oră. Într-o oră se fierte. Aragaz. Da, avem. De la mama. Noastre. Mama. Dar nu are specifică lor. Să ingrediente secrete? Nu. Le facem cu multă plăcere. Pentru cei dragi. Da, cu sufletul. Nu sunt neapărat specifice locului. În toată țara se fac sarmale, la noi se fac și cu carne de vită. Sunt mai gustoase, nu sunt atât de grase, carnea amestecată de porc cu vită. 100. Primiți colindători cu... Da, primim, sigur, colindător, da. Și copii, și adulți. Deci nu numai le pregătim aici. Deci tăiem porcul, facem exact cum a fost pe vremea bunicilor și a străbunicilor noștri. Avem aici o slăninuță de Bogata care ultimii 2 ani a luat medalia de aur la Slam Fest de la Cluj. O tobă de porc de casă, caltaboș, două feluri de cârnați, cârnați țărănesc și cârnați de casă picant, jumăruțe de porc și un prosciutto de Bogata care are o tehnologie specială de preparat. Slănina asta este un fel de Kaiser, mai mult, are un rând de grăsime, un rând de carne, iar un rând de grăsime. Se aseamănă foarte mult cu carne de mistreț. Ea are o tehnologie specială de preparat, reținut în saramură o anumită perioadă de timp și o afumătură specială cu un lemn de esență tare, respectiv de fapt. Deci a fost foarte apreciată la Cluj. În ultimii 2 ani am zis a luat medalia de aur și în viitor începem să facem, să o patentăm la OSINT. Să putem beneficia, într-adevăr, de această marcă, să fie slănina de Bogata înregistrată la OSINT. Aici avem niște cârnați tradiționali de casă, uscat în pod la bunica, cu puțină boia, sare, piper, rețeta tradițională de acasă. Iar aici avem un cârnaț picant, mai uscat, tot de casă făcut, amestecat cu vită. Asta este o rețetă tradițională din Ungaria. Ungurii
folosesc mai mult amestec cu carne de vită, carne de porc și la tocănițe, la gulașuri și la diferite fabricate, prefabricate din astea din carne de porc. Uitați aici, textură foarte bună, uscat, nu este făcut de mult, e vreo două săptămâni, dar este într-o stare extraordinară. Aici avem prosciutto de bogata. Este preparat de către domnul primar. Deci avem aici prosciutto de bogata. Asta necesită o tehnologie specială. Trebuie o anumită rasă de porc, care să nu conțină multă grăsime. Se ține un an de zile la macerat, la o temperatură constantă. Înainte de a se duce la macerat, se sărează. Sunt anumite tehnologii care trebuie respectate, care sunt secrete. Care n-am reușit să le aflu nici eu de la domnul primar, dar sper să vi le spună. Cum se fele? Se felează foarte subțire. Aveți aici, așa arată, feliat, frumos, rulat. Se servește crud uscat. Se poate servi și cu ream sau cu diferite legume. Dar de obicei se mănâncă fără pâine. Beleat foarte subțire. Avem aici jumăruțe de casă de făcute tot la bogata. Tehnologia este simplă, slănina se pune la foc și se lasă o oră până scade și își capătă culoarea și gustul ei. Se felează cât de subțire se poate, dacă se poate ori cu cuțitul, dacă nu cu feliatorul, dar cu cuțitul merge mai subțire ca cu filiatorul de multe ori, pentru că este crud și se lipește. Le place străinilor? Da, sunt nebuniți după așa ceva. Bine, acum se face diferite moduri și este o mâncare tradițional italiană și spaniolă în zona mediteraneană se face, dar noi avem altă tehnologie și gustul diferă. Contează mult rasa de porc din care este făcută. Prosciutto. Ei, este o combinație de rase. Da. Petreana cu Landras. Dacă vineți Snoop Dogg aici, ce recomandați? Dacă vine, o să îi pregătim o surpriză mare. O să facem niște sarmale umplute cu legume. În loc de orez să folosim porumbul, deci o să îi fac niște sarmale cu porumb și cu legume. Pentru că carne în America mănâncă tot timpul și semi-fabricate din alea de-a lor, la pachet, încălzite. Dar noi o să facem sarmalele tradiționale de post de la Bogata. Care o să fie foarte bune. Din cârnați de casă? Din cârnați de casă o să fie a doua zi aperitivul. O să-l mănânce crud sau dacă nu îi facem la grătar sau cum vrea el. Prosciutto să stea fie a treia zi, o să îi dăm tot crud și o să facem și un gulaș ardelenesc de la Bogata. Să fie o combinație așa, care să dea bine la... Sperăm să vie, îl așteptăm cu mare drag. Dar să colinde. Ar fi bine să vină să colinde. Suntem pregătiți pentru oricine, cu mare drag îi așteptăm să vină la Bogata de Mureș. Aici încercăm să... Ținem tradiția și obiceiurile din strămoșii noștri. Aici este o comunitate română-maghiară, deci o să zic că înclinăm mai mult spre bucătăria din vest. Avem multe influențe din partea Austriei, a Ungariei și eu am umblat prin multe, am fost și am făcut prin multe țări, am mai gătit în străinătate, am gătit și la noi și toată lumea a fost mulțumită cu mâncarea care am gătit-o și cu ce am pregătit. Da. Sarmalele sunt făcute, după cum vedeți. Bine, se pot face și în cuptor, dar aici acum suntem în bucătărie dotată cu sobe de gătit. Nu le-am făcut în cuptor. Aici avem niște cârnați de casă care l-am fiert. Și o să-l mâncăm cu crean. Cum am făcut aici, deasupra la crean. Aici avem postița cu puțin bulion deasupra și... Și aveți și bulion și costița? Da, bulionul se pune la urmă deasupra pe varză. Și
își ia sarma la gustul de roșu puțin. Și aveți se și poate deasupra? Da, deasupra avem costuță, se poate pune ciolan. Și o, sau o safoma, da, e de un gust foarte bun. Deci s-a făcut proaspăt, se fierbe cam 10-15 minute, nu mult. Și după aceea se scoate afară, se feliază și se mănâncă cu cream sau cu muștar. Argintiu, se spune, este din Ungaria, importat, are un gust puțin picant, gust normal de ardei, dar puțin picant, un ardei roșu, morcov, conopidă și oțet și ată. Este o murătură foarte bună, merge bine și cu platourile, merge bine și cu friptura. Sfințească să numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția, puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin. Barne, zuita de vin, ce se vede? De vin.
Crăciun fericit și la mulți ani. Multă sănătate, la mulți ani. Crăciun fericit, să aveți sănătate. La mulți ani. La mulți ani. Sănătate, maxim. La mulți ani, Crăciun fericit. Crăciun fericit. La mulți ani. Crăciun fericit. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. Crăciun fericit. La mulți ani. Sărbătoarea Crăciunului este una din cele mai frumoase sărbători. Tocmai de aceea petrecerea are cu clipe frumoase, cu oameni dragi sufletului, cu prieteni și cu de familie și nu numai. Este un obicei în Comuna Bogata. Pregătirile sunt aceleași ca în orice zi, pregătiri cu mâncăruri tradiționale, sarmalele, bineînțeles, după ce ieșim din post. O sarmală merge nu mai mult pentru că este greu de prima dată să ne apucăm, dar încet, încet revenim, cum s-a spune, în formă și continuăm pe mai departe petrecere. Urmează pe urmă sigur Revelionul și o ținem, să zicem așa, tot într-o petrecere. Ce înseamnă seara de ajun? Ce înseamnă cele trei zile de Crăciun? Primiți colindătorii, primiți pe toți la masă, cu ce îi cinstiți? Mare plăcere să primești pe cineva, mai ales atunci când ai și posibilitatea să le oferi ceva. Și bucuria de a oferi câteodată este mult mai plăcută decât a primi. Deși trebuie să recunoaștem că toți ne place să și primim, dar ajungem la o vârstă când ne bucurăm ca să vedem bucuria în ochii apropiilor, a copiilor, a soției și așa mai departe, a oamenilor care suntem bine și care ne înțelegem. Tocmai de aceea primim colindători, se colindă, pe urmă vine cu ratul, de anul nou vine cu cap, pe la noi sunt obiceiuri. Copiii, din păcate, sau mai obiceiul acesta, se mai șterg din tradiții, dar sunt din satele învecinate care mai păstrează și mai vin din sate așa de colindă. La noi este mare drag să primim pe cineva colindat. Le putem oferi prăjituri de obicei sau cozonac și bani, pentru că tradiția cu nuci și cu mere parcă a dispărut. Toată lumea e mai încântat dacă primește un ban. Dacă apare Snoop Dogg la colindat la ușa dumneavoastră? Să fie așa, să vină, să ne colinde, numai că nu știu dacă pe ritmul lui putem asculta colins. Noi continuăm demersurile pentru a reuși să închegăm o relație cu rapperul. Acest lucru se va finaliza, după câte știu, în ianuarie. În ianuarie vom putea anunța dacă se va realiza concertul sau nu. Totul depinde de bani și de înțelegere dintre impresari. Sărbătoarea Crăciunului este una dintre cele mai frumoase sărbători pentru ortodoxi și încercăm în fiecare an să o sărbătorim așa se cuvine, cu nașterea Domnului și cu bucuria pe care o avem în suflet pentru mântuirea neamului prin nașterea lui Iisus Hristos. Și în acest an, cu ajutorul Domnului, am reușit să ne adunăm un grup de oameni, să sărbătorim de prieteni, mai bine zis, să sărbătorim evenimentul propriu zis, cum se cuvine. Aș dori să urez tuturor Crăciun fericit, multă sănătate și împliniri. Comună specială, e un fel de peninsulă care e înconjurată de râul Mureș. Are în jur de 2000 de locuitori și este o comună, zic eu, binecuvântată de Dumnezeu, având și soluri fertile, aluvionare de Vatra Mureșului și cu o pondere pe domeniul agricol. Pe viitor se încearcă
mai ales pe zootehnie, să se valorifice potențialul acestei comune. Tradiția sărbătorii de Crăciun este cu tăiatul porcului. Preparate culinare, mai ales din porc, începând cu cârnatul, maioșul, toate sortimentele specifice preparatelor din carnea de porc, pe lângă care se mai adaugă și din celelalte sortimente, din celelalte specii de animale. Este un moment deosebit. Încercăm să-l cinstim cum se cuvine, să ne bucurăm, cum am mai spus adineori, de sărbătoarea Crăciunului, nașterea Domnului, care să ne aducă bucurii în suflet și realizări, împliniri și mai ales multă sănătate pe care ne-o dorim cu toții. Costumul popular, am fost la dansuri populare și mi-a rămas de atunci, deși m-am lăsat. Și chiar mă gândeam astăzi că poate că regret treaba asta, că m-am lăsat la dansuri populare. El constă într-o ie și fusta, vesta și șorțulețul, fustelile. Îți place dacă te-ai îmbrăcat în el? Da. Chiar îmi place foarte mult. Te mai îmbracă lumea pe aici, în straie populare? Băi, nu prea. Nu prea să mai îmbracă, dar având în vedere că suporție a devenit o modă, se poartă. Și multă lume poartă. Și mie îmi place foarte mult. Voi mergeți la colindat, aici tinerii merg încă din casă în casă, cum da. E tradiția, cum se face? Când se pleacă, cum vă organizați? În ajun, noi, de exemplu, mergem cu clasa și mergem la fiecare, toată noaptea. Toată noaptea? Da. Ce tineri. Vă postiți mai mult în unele locuri decât în altele? Depinde acum. Încercăm să ne facem timp pentru toate casele. Să ajungeți la fiecare? Da. Cum te cheamă? Folop Andreea. Câți ani ai? 18. Mulțumesc. Sunt mulți tineri care păstrează obiceiuri de tradiții la aici în zonă. Sau de campier tradițiile. Chiar sunt mulți tineri care păstrează tradițiile, mai ales Crăciunul, Paștele. Dar Crăciunul este foarte apreciat de toată lumea și toată lumea iubește Crăciunul. De ce iubește toată lumea Crăciunul? Pentru că e spiritul sărbătorilor și ești cu familia și colinzi și vine Moș Crăciun. Bine, dacă ar fi zăpadă, probabil ar fi mult mai. Spune-mi dacă tu mergi la colindat, mergi cu colegi, cu prieteni. Momentan sunt în primul an la facultate, dar da, încă am păstrat această tradiție, încă mă mai duc cu fosta clasă. E o tradiție pentru voi? Mergeți în fiecare an? Pe la cine mergeți? Păi, în general, mergem din casă-casă, de la coleg la coleg și am și la domnul diriginte, în general. Păi, toată familia se aduna într-un loc, era multă fericire, bucurie. Cu toții simțeam atmosfera sărbătorilor de Crăciun. Și asta te aduce acasă, cum mai ales că ai la facultate? Da, mi este dor de casă în majoritatea timpului. Și de-abia aștept să ajung acasă. De Crăciun? Da. Cu sarmalele, cel mai mult sarmale. Sunt recunoscuți pentru sarmale. Este o mâncare foarte bună, adică de Crăciun și este foarte apreciată în general. De ce îți place de Crăciun? În primul rând îmi place despre Crăciun că sărbătorim nașterea Domnului, mergem la colindat cu colegii sau cu prietenii, vizităm Da, vizităm în casă, în casă, mergem la biserică să sărbătorim nașterea Domnului. Ce mâncare îți place cel mai mult? Carne. În general... Ce din carne? Da, general porc.
spune. Dacă ar veni Snoop Dogg, ai stea cu el la masă, ce ai recomanda să mănânce? Dacă ar veni Snoop Dogg și aș sta cu el la masă, i-aș recomanda prosciutto. De ce? Pentru că este foarte gustos și se gătește mai greu. Da, adică durează foarte mult până ce se prepară, condimente, până ce se uscă. Da. Cum era Crăciunul când erai mic? Era diferit față de prezent? Da, este foarte diferit. Cu trecerea timpului, noi tinerii încet, încet uităm de tradițiile care erau înainte și mai mult tinerii din ziua de astăzi, ei merg mai mult la colindat pentru a bea sau să mănânce. Adică se pierde spiritul și credința în Dumnezeu. Să vă mulțumim pentru vizionare!